Vă aducem și eu mărturia excepțională a domnului Hurezeanu, dată în 1997 la Timișoara, în care descrie în detaliu cum a fost intoxicat în acea perioadă și cum i s-au furnizat tot felul de astfel de... Dar trebuie să mai spunem ceva, că aceste materiale erau audio și propagandistice, adică ceea ce a relatat mai devreme distinsul, cred eu, ziarist, probabil un colaborator apropiat al postului Europa Liberă, sau poate chiar lucrător în niște structuri, e bine, poate odată să aflăm, e bine, acolo practic se dă programul, lozincile pe care le vor striga apoi toți românii. Jos Ceaușescu, jos dictatorul, libertate, românii sunt uniți. Da? Practic erau mesajele pe care românii care deja ascultau cu toții Europa Liberă, dar și cei care ulterior urmau să conducă masele de demonstranți, și trebuiau să știe ce vor striga. Eu am să, dacă îmi permite, și am să rog și pe domnul Cartianu și am să fac și un apel public, am să rog pe primul președinte al FSN Arad. Era un actor al teatrului din Arad. Nu mai mi-amintesc numele, cred că Voicilă chema, dar nu mai știu exact. Și rog pe domnul Cartianu, prin intermediul ziarului, să ia legătura cu primul președinte al FSN-ului din 22 instalat la Arad, și să roage să-i spună de unde a primit drapelele cu gaură. Interesant. Le-au pregătit de și el așa. Da. Că le-a primit în cutii. Și ca să nu mai vorbim de transporturile, de cozi de, lopată, practic un fel de bâte, care au fost împărțite în foarte multe orașe ale României, n-au apucat să fie folosite toate la Revoluție, ci doar în anumite zone, iar la mineriade au fost folosite de către mineri, li s-au livrat aceleași cutii... De către aceiași oameni. De către aceiași oameni, cutiile cu mânerele de la... sau cum se cheamă, cozile de lopată. Ai făcut paralela asta și merg un pic pe ea, profit și de treaba asta și după aceea închidem, revenim la subiect. Este șocant să vezi cum la distanță de 6 luni, da? Decembrie 89, iunie 90, e o revoluție continuă dacă ne gândim, pentru că n-am avut perestroica glasnost, sau teoria lui Emil Costanescu interesant aici. Noi n-am avut ca el alți 4-5 ani de perestroica glasnost, da? Și într-o dată am încercat să facem pe toate. Ei au făcut întâi asta și după aia trecea la un capitalism și o democrație adevărată. Noi l-am făcut suprapus aici, din 89, eram sub presiune. Și e șocant să vezi cât de mult se aseamănă metodele și, până la urmă, cât de mult se aseamănă oamenii. În 89, Ceaușescu mobilizează 20 și ceva de mii de oameni, la sau 18.000 de oameni, da. Din zona Olteniei, da? Atenție, grăzi patriotice, oameni ai muncii, până la urmă, civili, îi înarmează cu aceste bâte să meargă la Timișoara, să rămână problema, da? Și 6 luni mai târziu, piața universității, tot niște civili, tot o falangă muncitorească să vie să rezolve problema piața universității. Dar, cum spuneați, un candidat la președinție, nu spun numele, că face gafe în fiecare zi, dar un intelectual, zice, domnule, da, Iliescu a fost băiat bun, n-a scos buniția grea, adică numai bâtele, deci este, n-a scos armamentul greu. Da. Bun, mergem mai departe, ceea ce iarăși am remarcat tot aici a fost faptul că autoritățile n-au vorbit cu manifestanții la Timișoara, faptul că s-au spart vitrinele, dar nu a fost acel jaf, ceea ce poate arăta că cei care s-au ocupat de spargerea vitrinelor erau chiar niște băieți bine pregătiți ca să semene panică și să semene dezordine publică. Sau nici nu se spărseseră vitrinele până atunci. Și urmeau cu unul să se spargă. Nu, aici avem mărturii clare că au fost sparte vitrinele chiar începând era cu... Era și un dem subliminal să continue această treabă. Așa, și ce am mai observat interesant aici, faptul că vorbește acest domn de trupe din toate zonele. Poliție, armată, securitate. Miliție, scuze. Face precizarea că nu erau în armate. Deci raportul este foarte, vă spun, bun, am o ipoteză ca să ne... Un om din stradă putea să vadă toate lucrurile astea? Mai greu. Nu. Sigur, e un raport pe care îl citește. Da, arată bine. Vreau să vă... Ne întoarcem la 21 decembrie, scena balconului.
o să vedeți că sunt două scene ale balconului, dacă vreți, senzaționale. Scena balconului cu Nicolae Ceaușescu și scena balconului apoi cu Ion Iliescu. Și eu am o întrebare pentru ambele scene. De ce niciunul dintre ei n-a fost împușcat, de exemplu? Pentru că nu înțeleg de ce era nevoie de atâtea pregătiri, când la câte alte pregătiri au făcut, puteau să iau un tovarăș și spuneau: tovarășe, Sovietul Suprem, Gorbaciov, toată lumea, îți dăm o lunetă, te duci, te pui în balcon, îl lichidezi pe Ceaușescu și am terminat toată povestea. Întrebare, de ce nu s-a folosit această metodă de a termina rapid cu Ceaușescu? S-a încercat. Eu am răspuns la în balcon. Există acest episod. S-a încercat. Persoana care s-a deplasat la un regiment din Ploiești, unde avea ascunsă în custodia comandantului regimentului o pușcă cu lunetă primită cadou din străinătate, a ridicat-o în dimineața respectivă cu scopul de a-l împușca pe Ceaușescu la balcon. Da, dar aici e o scenă singulară, nu e ceva organizat. Întrebarea mea bate mai departe. La fel, dacă era o chestie organizată, erau 10 lunetici dacă ai nevoie, sau 7 sau 20 dacă ai nevoie. Și din ăștia, din turiștii străini ăștia, 50.000 de turiști străini. Dacă îmi permiteți, persoana de care vorbesc este domnul Sergiu Nicolaescu. Ne-a povestit aici la nașul. Eu și multă regie, multă fabulație în zona asta. Eu spun așa, dacă vreau să-l împuși, să-l împușcau. De ce nu? Pentru că Moscova și-a citit undeva, îmi pare rău că nu mai rețin acum sursa, Moscova avea următoarea tactică, era în glasnost și perestroica, era într-o schimbare de imagine, nu știu cât de profundă era. Nu voia asasinate politice de genul ăsta. Nu întâmplător. Nu dădea bine la opinia publică occidentală. Ei schimbau, ei vreau să scape de Praga 68, vreau să scape de Budapesta și alte intervenții, de Afganistan, dacă vreți. Vreau să arată că sunt altfel. Ei nu merg pe asasinat politic și nici România nu voiau. Grigore, suntem după momentul incinerării cadavrelor. Acea declarație de război dată practic URSS-ului, agenți sovietici, în loc să fie predați cum se face cu cadavrele, au fost incinerați. Moscova oricum hotărâse prin structurile alea lichidarea lui Ceaușescu. Altfel, nu cu, cum să zic eu, lichidarea, dar aveau nevoie de un proces. Nu cu mâna mea însângerată. Zice, îl vreau pe la mor, dar nu se văd sânge pe mâna mea. Cam așa venea treaba. Iar apropo de... Interesant. Ei știau foarte bine. Aveau un butoi cu pulbere sub fundul, sub scaunul lui Ceaușescu, da? Doar trebuia să apese, să dau un scânteie și să rămână aer totul. De ce se complice? De ce lasă să strice tot scenariul ăsta și toată povestea asta? Și aveau scenarii alternative, dacă nu ieșea... Dar există undeva fraza asta, lasă-i pe aia să se mânjească ei pe mână, nu cu mâna noastră însângerată. Nu, asta am spus-o eu, ca interpretare. Niciodată nu vedea în politica marilor state și în diplomație referiri atât de directe și de abrupte. Bun, avem un fragment cu scena balconului despre care vorbeam, Nicolae Ceaușescu, și apoi două întrebări interesante pentru invitații mei, dar le adresez după acest fragment. Ia să vedem.